Și fotbalul este o artă, un balet atletic, o filozofie. Echipa de la Moldova 1 a făcut o vizită la clubul de fotbal Zimbru, ca să-l cunoaștem pe unul dintre cei mai talentați fotbaliști de la noi din țară. Născut la 24 mai, doar la 21 de ani, Dan Spătaru are o carieră de invidiat. A început jocul profesionist în 2011, activând ca mijlocaș ofensiv de bandă. În prezent, Dan Spătaru joacă pentru Naționala Moldovei. Golul fabulos împotriva Belgiei, marcat de Dan, a făcut furori în rândul fanilor. La vârsta de 7-8 ani, când eram mic, în curtea acasă era o echipă de fotbal, nu mai țin minte cum se numea, și am decis să merg, să încerc să joc fotbal. Nu puteam absolut nimic, ba chiar uneori nici mingea nu nimeream. Și cu încetul am frecventat timp de un an la echipa aceea, unde m-am învățat tot. Apoi, la vârsta de 9 ani, mama m-a adus la Zimbru, la stadionul. Și aici deja am început mai bine. Ce emoții ai avut la primul meci la echipa națională? Au fost emoții pozitive, doar eram bine dispus de meci și am dorit să învingem, însă din păcate la primul meu meci după echipa națională am pierdut. Eu cred că în ultimii ani să investesc foarte mulți bani în fotbal moldovenesc și ultimii ani se vede o creștere bună a campionatului, fiindcă dacă anii trecuți pentru titlu se luptau 2-3 echipe, acum sunt 4-5 echipe care arată un fotbal destul de bun și oamenii vin un număr mai mare la stadion și cred că în ultimii ani un fotbal moldovenesc are o progresie. Care este părerea ta despre fotbalul feminin? Fotbalul feminin? Nu pot să spun ceva anume despre fotbalul feminin personal. Nu sunt un antrenor sau un critic al fotbalului ca să spun ceva. Uneori am privit niște meciuri de la europene, la naționale, Germania, Anglia, însă, sincer să spun, nu accept fotbal feminin, nu prea sunt iubitor de fotbal feminin. Eu consider că este un joc doar pentru bărbați. Care a fost cel mai important meci din cariera ta? Până acum am avut mai multe meciuri importante. Unul din ele eu consider finala Cupii Moldovei contra Șerifului, când am câștigat cupa aceea prin stadionul Zimbru și am avut ocazia și să marchez primul gol al meciului. Zimbru a jucat în preliminarii Europa League. Cum a fost acel? Da, a fost o vară de vis. Sincer, Zimbru am mers din turul 1 până în turul 4 al Europa League și sper că anul acesta să facem o senzație și mai mare ca să accedem în grupurile Europa League. Hobby-uri ai în afară de fotbal? Îmi place mult să petrec timp cu prietenii, mergem în duminica sau sâmbătă când ne duc, când avem liber în pădure cu bicicletele, facem ture. Cum arată o zi liberă pentru tine? O zi liberă este o zi când stau toată ziua și îmi fac nimic. Mă ultimesc, mă ultimesc. Poate merg la un film, poate iau cine, doar cu prietenii. În 2015, jucând în România, a căpătat experiențe care îi sunt de folos în viața de zi cu zi. A fost o experiență foarte bună pentru mine și sunt foarte bucuros că am avut ocazia să joc la un club bun în România, care acum a mers pe primul loc în campionat și sper că se câștige campionat. Referitor la asta, e o experiență foarte bună, unde am căpătat mult încredere ca fotbalist. Am avut ce învăța de la jucători de calitate. Numărul tricolor pentru jucător? Cred că nu contează. Mulți jucători își aleg numerele tricolor în cinstea, spre exemplu, anul de naștere, data zilei de naștere, un număr preferat, etc. Eu personal am numărul 94, fiindcă înseamnă anul în care m-am născut și pentru mine el îmi aduce mult. Ca orice fotbalist, visează să joace în echipe cu renume. Noi îi dorim mult succes și cât mai multe goluri, atât pentru echipele de club, cât și pentru echipa națională a Moldovei.